Anna Pauker, născută Hannah Robinson, pe 13 decembrie 1893 în Vaslui, România, decedată pe 3 iunie 1960 în București, România, a fost o militantă și politiciană comunistă româncă, evreică de origine. Până în anul 1980, când Elena Ceaușescu a fost numită prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al României și apoi în 2008, când Roberta Anastase a ocupat postul de președinte al Camerei Deputaților, ea a fost cunoscută ca cea care a ocupat cea mai înaltă funcție politică deținută de o femeie în istoria României. Prima femeie, vicepremier și ministru de externe, atât din istoria României cât și din lume, și una dintre puținele femei din epoca stalinistă ajunsă în funcții înalte. În septembrie 1948, fotografia ei a apărut pe coperta revistei Time cu eticheta For an old battle axe, a new edge, pentru o veche secure, un nou ascuțiș. A fost o activistă comunistă ilegalistă, lideră a grupării moscovite a Partidului Comunist Român, vicepremier și ministru de externe al României între 1947 și 1952. În 1952, Gheorghe Gheorghiu Dej, președintele României de atunci, a înlăturat-o din funcții și din partid, în același timp cu Vasile Luca și Teohari Georgescu, cei trei fiind acuzați că fac parte dintr-un grup antipartinic. S-a născut la Codăiești, județul Vaslui, la data de 28 decembrie 1893, într-o familie de evrei români. Bunicul ei a fost rabin, iar tatăl haham, adică un fel de înțeleptul locului. Pe tatăl său îl chema Hershku Robinson, iar pe mama Sara sau Sura. La nașterea sa, tatăl avea 35 de ani, iar mama 30. A studiat o vreme medicina la Geneva, în 1918-1919, dar și-a întrerupt studiile. De tânără a învățat limba ebraică, pe care a predat-o la o școală primară evreiască din București. În timp ce fratele ei mai mic, Zalman, a devenit sionist, din 1915 ea s-a orientat spre socialism, fiind influențată în această direcție de colegul și iubitul ei din tinereție, Heinrich Steinberg. În timpul unei șederi în Franța, l-a cunoscut pe activistul comunist Marcel Pauker, descendentul unei influente familii de ziariști și avocați de stânga cu care s-a căsătorit. La încurajarea lui a intrat, în anul 1920, în mișcarea comunistă. Este racolată în aceeași perioadă ca agent sovietic. În anul 1922 a fost arestată, împreună cu Marcel Pauker, pentru activități politice ilegale și după ce au fost eliberați, au plecat în exil în Elveția. De acolo a plecat în Franța, unde a devenit instructoare a Cominternului și apoi s-a implicat în mișcarea comunistă din Balcani. A fost arestată de mai multe ori pentru activitate politică interzisă, fiind membra Partidului Comunist din România, în cadrul căruia, ca activistă comintern, milita și pentru desprinderea Basarabiei românești, adică Moldova Orientală, de România. În urma unui proces a fost condamnată la 10 ani de închisoare, dar a reușit să fugă în 1926 în URSS, unde a rămas până în 1934, perioadă în care a făcut studii politice la școlile Cominternului. După întoarcerea în România, a primit funcții de răspundere în Partidul Comunist. A fost arestată la 14 iulie 1935 și judecată la Craiova, împreună cu alți conducători ai Partidului Comunist, între care Alexandru Moghioroș, Șmil Marcovici și Alexandru Drăghici, fiind condamnată la 10 ani de închisoare.
în luna mai 1941, a fost lăsată să plece în Uniunea Sovietică ca urmare a schimbului cu un politician român deținut de autoritățile sovietice după ocuparea în 1940 a Basarabiei și a Bucovinei de Nord, acesta fiind Moș Ion Codreanu, fost membru al Sfatului Țării al Basarabiei, arestat de sovietici imediat după intrarea lor în Basarabia la 28 iunie 1940. Între timp, în timpul unei șederi în Uniunea Sovietică, soțul ei, Marcel, fusese arestat și executat în 1938 ca spion al Occidentului, în cadrul epurărilor staliniste, fapt care nu a reușit totuși să zdruncine credința ei în cauza comunistă și loialitatea ei de agent al regimului sovietic. La Moscova a devenit șefa grupului de comuniști români exilați, cunoscut ulterior în cadrul PCDR sub denumirea de Facțiunea Moscovită. A fost apropiată de Dimitri Manuilski, Gheorghe Dimitrov, Palmiro Togliatti, Maurice Torez, Dolores Ibaruri și alți lideri comuniști aflați în exil la Moscova. A jucat un rol important în constituirea diviziei de prizonieri români Tudor Vladimirescu, conducând activitățile de reeducare. Anna Pauker s-a reîntors în România în 16 septembrie 1944, îmbrăcată în uniforma sovietică după ce Armata Roșie a intrat în țară. A fost aleasă secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a jucat un rol important în organizarea guvernului de coaliție intitulat de largă concentrare democratică, controlat de comuniști, prezidat de dr. Petru Groza, între anii 1945 și 1947. În noiembrie 1947 a fost numită ministru de externe și viceprim-ministru, fiind prima femeie din lume care a deținut această funcție guvernamentală. În această calitate, a semnat, între altele, actul prin care România ceda Uniunii Sovietice insula Șerpilor. Ca lidera a PCR și a regimului dictatorial comunist, și-a câștigat o reputație negativă. Raportul Tismăneanu, la pagina 56, menționează că, la sfârșitul anilor 40, se scanda în România sloganul Ana Luca Teodej bagă spaima în burgheș, iar succesiunea numelor, în afara nevoii de rimă, ar fi indicat ordinea după importanța pe care o aveau respectivii conducători în partid, aceștia fiind Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu și Gheorghe Gheorghiu Dej. Ana Pauker a participat activ la procesul de impunere în România a comunismului. Pe plan extern, România a devenit un stat satelit al Uniunii Sovietice și a rupt sau a răcit relațiile diplomatice cu statele din vestul Europei. În anul 1948, România a denunțat unilateral concordatul din 1927, primul pas care a deschis drumul spre persecuția Bisericii Catolice din România. A fost loială față de Stalin și după executarea soțului ei. Devenind văduvă, l-ar fi condamnat pe Marcel Pauker în fața celor trei copii ai lor ca fiind troțchist. A trebuit să accepte fără crâcnire soarta soțului ei. A aflat despre aceasta în vreme ce era în închisoare în România. Biograful ei, Robert Levy, afirmă că Pauker ar fi dovedit uneori și o oarecare moderație. De pildă, poziția ei rezervată, legată de ritmul prea alert al colectivizării agriculturii și de anchetarea grupului Lucrețiu Pătrășcanu. În anul 1952, în cadrul unui val de epurări inițiat de Gheorghiu Dej, inspirat după modelul altor campanii și procese orchestrate în URSS și în toate țările aflate sub dominație sovietică, a fost eliminată din conducerea PCR, fiind acuzată de cosmopolitism,
de deviere de dreapta și de activități antipartinice, de sabotarea colectivizării agriculturii și de legături cu legionarii, cu agenți străini, cu sioniști, etc. În 1954 a fost exclusă din Partidul Muncitoresc Român, cum se numea atunci Partidul Comunist. În februarie 1953 a fost supusă unui șir de interogatorii în vederea unui proces politic, dar la numai o lună și jumătate după moartea lui Stalin, în luna aprilie 1953, a fost eliberată de închisoare și ținută mai mulți ani în arest la domiciliu, fiind aflată sub continuă supraveghere, suspectată de intenția unei revanșe politice, în condițiile relativei destalinizări inițiate de Nikita Hrușciov. În același an, Ana Paucăr va fi exclusă din Comitetul Central al Partidului Comunist Român. În istoria evreilor, imaginea pe care a lăsat-o Ana Paucăr este negativă, dar există în legătură cu ea o notă de ambivalență. Ea a fost ostilă sionismului și autodeterminării evreilor în spiritul ideologiei leniniste și staliniste și a promovat o politică care a călcat în picioare drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor români. Între 1948 și 1951, conducerea comunistă a României, cu acordul lui Stalin, a permis, în paralel cu reprimarea sioniștilor, o masivă emigrație de evrei în Israel. Când a fost înlăturată din conducere, una din acuzațiile care i s-au adus Anei Paucăr și lui Teohari Georgescu a fost că ei ar fi încurajat această emigrație. De fapt, politica emigrației fusese decizia întregii conduceri comuniste. În ultimii ani de viață, i s-a permis să lucreze ca traducătoare din limba franceză și limba germană pentru editura politică, însă fără drept de semnătură. În octombrie 1959, a primit de la autoritățile sovietice post-staliniste înștiințarea oficială că soțul ei, Marcel Paucăr, despre a cărui soartă exactă nu avea certe informații, nu a supraviețuit gulagului și a fost, cum era de presupus, executat în URSS la 16 august 1938. Ana Paucăr a murit în urma unui cancer de sân la București la 3 iunie 1960. La incinerarea ei la crematoriu a fost de față și veteranul comunist Gheorghe Cristescu, unul din fondatorii Partidului Comunist din România. A fost reabilitată după 1965, odată cu venirea la putere a lui Ceaușescu, iar urna cu cenușa ei a fost depusă la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei pentru Socialism, cunoscut astăzi ca mauzoleul din Parcul Carol. În 1991, când mauzoleul a fost dezafectat, cenușa Anei Paucăr a fost preluată de către familie și transportată în Israel. Marcel și Ana Paucăr au avut 3 copii: Tanio, Vlad și Tatiana. Masha, al 4-lea copil, cunoscut și ca Marie, născută în 1932, avându-l ca tată pe Eugen Fried, un evreu ceh-francez din Partidul Comunist, locuiește în prezent în Franța. În Franța a locuit și fratele lor, Vlad, până la moartea lui în august 2016. Ana Paucăr a mai avut și un fiu adoptiv, Alexandru. Un frate al ei, Haim Robinson, a fost un apreciat poet de limbă ebraică în Israel. Un amănunt picant este modul cum numeroși activiști importanți ai Partidului Comunist Român își botezau copiii. Astfel, Chivu Stoica, Leontin Sălășan și Teohari Georgescu și-au botezat fiicele cu numele de Ana, după câte se vede ca urmare a admirației pe care o purtau Anei Paucăr. În mod similar, Emil Bodnăraș, Gheorghe Apostol, Iosif Chișinevski, Gizela Vas, Alexandru Senkovici și Vasile Vâlcu
și-au botezat băieții cu numele de Gheorghe în semn de apreciere pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Nicolae Ceaușescu a fost o excepție, deoarece și-a botezat copiii cu numele de Valentin, Zoe și Nicolae. Începutul revoluțiilor proletare biruitoare.